Am petrecut cu toții, da, așa cum v-am spus, și de 1 mai și de 2 mai. Ne-am distrat, ne-am bestializat, fiecare după cum l-a tăiat căpșorul. Noi, desigur, la treabă am fost, călare pe cai mari. Și prima oprire din această emisiune o facem pe malul mării, mai exact la Costinești, pentru că acolo ne-am dus, pentru că acolo am fost chemați de către maestrul, și anume Geo da Silva. Acolo ne-am distrat într-o super locație, cum o știți, Ringul din Costinești ne-a fost gazdă, alături de bunii noștri colegi de la Radio Zoo, desigur în frunte cu domnul Mihai Morar și cu domnul Daniel Buzdugan, și alături de cei doi maestri, desigur, s-a aflat și fermecătoarea Bianca lui Bote. Am prins-o și pe ușurelea și a puțin pentru finalul prezentării de la Ring, dar haideți să vedeți ce atmosferă, câtă lume, ce puhoi de lume a fost la Ringul din Costinești. Totul atent supravegheat de către maestrul de ceremonii, și anume Geo da Silva. Am zis Ring, da? Iar noi ne pregătim pentru o super petrecere de seară. 1 de mai, am spus, o repet, a venit peste noi și cu o vreme foarte frumoasă, după cum vedeți, soare frumos, e aproape vară. E un lucru bun. Am zis lângă mine două gazde absolut senzaționale în frunte cu acest mic Dumnezeu numit Geo da Silva, pentru că eu așa îi spun, pentru că omul ăsta a reușit să miște mase întregi de oameni, an de an, a reușit să-i aibă aici, la, nu, mai corect fie spus aici, la degetul mic. În fiecare vară. Ți-te arăzi? Bună. Nu, ăsta mic, nu e obscen. Ok, i-ai avut pe toți la degetul mic și îi vei mai avea la degetul mic pe toți cei care vin în ring să se distreze. Bravo! Ca și prieten, ca și gazde și ca și cum ar trebui să fie un artist care a crescut puțin mai mult și a ajuns să aibă propria discotecă și să deschide porțile pentru prieteni, cine vrea să ne calce pragul sau să treacă pragul, e bine dispus. E bine petrecut cu noi, cu voi, pentru că de fapt suntem în stațiunea, cum ai zis tu, a tembelilor, noi suntem tembelii numărul 1 și mulțumim, ce să-ți mai spunem, avem mari emoții pentru de seară, pentru că de obicei nu prea ne vine să deschidem de 1 mai, dar în final o facem și zicem, măcar să iasă bine, nu neapărat financiar, cât să iasă bine prima petrecere din an. Așa cum începeți, așa o să o duceți tot anul, știi, nu? Să dea Dumnezeu și să fie numai de bine. Vom vedea de seară.
este deschiderea oficială pentru sezonul estival a ringului din Costinești? În principiu ar trebui în ultimul weekend din iunie. Deci undeva spre sfârșitul lunii iunie. Da, 24-23, ceva de genul ăsta. Ești convins, Flipper, că așa se întâmplă sau nu? Da, bineînțeles. Prima petrecere mare care va fi pentru vara lui 2010, care ar fi? Ai așa idee sau încă nu știi? Să facem un grand opening așa cum ar trebui să-l facem, să vedem, să discutăm, ți-am explicat, după 6 iunie. Ideal ar fi să încercăm și noi să facem în România un grand opening atunci când nimeni nu crede că va fi treabă și un closing exact la final. Se întâmplă în septembrie. Și de fapt alea în străinătate, în Ibița, în Mykonos, sunt cele mai bune petreceri.